Deputatul Marilen Pietre a devenit săptămâna trecută președintele interimar al PNL Timișoara și pare că nu pierde vremea. Astăzi a prezentat o echipă de 12 personalități de la toate cele 4 universități din Timișoara, dar și din mediul de afaceri, care i s-au alăturat în proiectul local PNL. Pirte a precizat că intenția lui este de a deschide partidul și de a căuta oameni care pot aduce valoare adăugată partidului și comunității. Păi mergând de la principiul că cine se seamănă se adună. Cu siguranță aceasta era, așa cum a spus, principala mea intenție, constatând lipsa acută în Partidul Național Liberal al domeniilor profesionale reprezentate. Și reprezentarea era una foarte firavă și, după cum vedeți, consider că mediul academic, mediul universitar, reprezintă o voce importantă pentru Timișoara. Cineva la un moment dat m-a întrebat, ați creat acel ATU, Alianța Timișoara Universitate, cele 4 universități, și la ce folosește el în final pentru Timișoara? Iată că departe de mine gândul de a spune că aici reprezentăm ATU, dar așa cum ați văzut, sunt reprezentanți din mediul academic din toate cele 4 universități din Timișoara, în primul rând specialiști, fiecare pe domeniile în care lucrează, că vorbim de construcții, politehnică, că vorbim de IT, soft, că vorbim de agronomie, că vorbim despre medicină, științe politice, fizică sau administrație durabilă, așa cum ați văzut. Printre cei care i s-au alăturat proiectului lui Marilen Pirtea se numără profesorul Mihai Lungu, fost decan al Facultății de Fizică din cadrul UVT, profesorul Alexandru Drăgan, decanul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie, sau profesorul Alexandru Jădăneanț, decanul Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT. Cred că trebuie să vă dau și o argumentație de ce am ales să spun da. Sunt la 5-a generație de timișoreni și cred că am o datorie morală față de străbunii mei. Pe fișa penală a bunicului meu, care a fost deținut politic, la infracțiune era scris membru în delegația permanentă PNL. Vă asigur că o să mă implic cu toată puterea în activitatea organizației Timișoara a PNL. Cred că acest partid merită mult mai mult, merită mai multă vizibilitate și merită încrederea populației, pentru că PNL-ul a fost și trebuie să fie un partid al elitelor. Marilen Pirtea a mai spus că această acțiune va continua în perioada următoare cu alte intrări de marcă în Partidul Național Liberal, filiala Timișoara.